Bineînțeles, am ajuns și în capătul alei și haide să aruncăm o privire să vedem ce anume putem admira. Wow! Evident, un parc cu piscine, un parc de distracții, amuzament. Iar în teorie și în practică, acesta este cel mai nou obiectiv sau cel mai nou punct de atracție publică de aici din Galați, noul aquapark, deschis la sfârșitul lunii iulie 2021, practic acum o lună, a fost inaugurat, a fost deschis acest aquapark. Voi face și câteva fotografii, nu voi merge la interior acum, însă de sus de aici arată în mare fel. Acest aquapark, făcut bineînțeles din fonduri europene, accesate de primăria din Galați. Și așa cum am zis, acum o lună, la sfârșitul lunii iulie, a fost inaugurat. Iată că astăzi au acces cu toții, fie copii, fie oameni mari, distracții pentru toate vârstele. Și ceea ce văd acum în fața mea, o mare aglomerare pe topoganul cel mai important, acela cu colace sau colacuri. Dacă greșesc, corectați-mă dumneavoastră în rubrica de comentarii, însă ați înțeles ce vreau să zic. Este coadă și aglomerare foarte mare la acest topogan. Fiecare va trebui să stea la rând și să se dea într-o ordine civilizată, astfel încât să nu se întâmple cine știe ce incidente la ajungerea în apă sau în bazin. Voi coborâ însă și eu până jos, aruncăm o privire de jur împrejur, iar intrarea se face nu de aici, din lateral, deci nu veți avea acces, dacă veniți aici la turnul de televiziune, nu veți avea acces să intrați către aceste piscine. Foarte multe persoane se îndoiesc de acest lucru și neinformate vin, coboară aceste scări, după care urcă înapoi și realizează că pe panoul de informații de aici, din capătul scărilor, există informația cum că acolo în față, unde se vede îndepărtarea și parcarea de mașini, acolo de fapt este intrarea principală, este una singură și făcută acolo în capăt. Se vede îndepărtarea, nu știu cât de bine se vede pe cameră, însă cu ochiul liber văd foarte bine mașinile care se află acolo în depărtare, lângă copaci. Acolo este practic intrarea. Și deja de la intrare sunt foarte multe bazine, văd două acolo la intrare, plus încă două aici, patru, mai sunt încă două aici, șase, printre copaci. Evident că din ce cobor mai mult, viziunea scade. Însă voi încerca să cobor și eu până jos pe faleză, facem un tur prin această latură, fără să insist cu filmarea prea mult asupra persoanelor. Bineînțeles, eu fiind venit aici la turnul de televiziune, am acest acces gratuit, nu trebuie să plătiți nimic pentru a veni la acest turn, iar plimbarea prin acest parculeț și coborârea pe aceste scări către Dunăre, către acest parc, evident că nu trebuie să plătiți nimica. Mă voi duce și eu, la fel cum au făcut persoanele până acum, voi coborâ până jos, după care voi urca înapoi. Hai aruncăm o privire însă de aici, de la primul nivel a scărilor. Dar așa cum am zis, mă voi duce și voi coborâ până jos. Vedeți că și pe partea cealaltă există parcare pentru mașini. Sunt la interior și restaurante, terase, unde puteți bea, unde puteți mânca. Așa cum am zis, cât de cât făcute la standarde europene, dar astfel de parcuri de distracții există și în alte orașe din România, nu doar aici. Aici fiind cu ani în urmă tot un strand, o locație dedicată strandului, dar a fost abandonată pe timpul Ceaușescu, din informațiile ce le am,
iar pe aceeași locație s-a reconstruit acest parc de distracție numit astăzi noul Aqua Park de aici din Galați. Însă dumneavoastră, dacă doriți să intrați la acest parc, va trebui să vă informați pe internet, pentru că prețurile practicate sunt un pic piperate, dar cel mai important, sunt diferite în weekend față de cele practicate în cursul săptămânii. În weekend ajunge undeva la 60 de lei de persoană, iar cu închirierea șezlongului și cu ce mai este pe aici, poate ajunge chiar și la 70 de lei de persoană, atenție! Iar în cursul săptămânii undeva la 40-45 de lei de persoană, cu tot cu șezlong. Tocmai de aceea spuneam că va trebui să vă interesați bine pe internet de prețurile care le puteți vedea pe site-ul oficial aici din Galați. E foarte simplu, scrieți Aqua Park în bara de la Google și mergeți pe varianta cu informații pentru costuri și bilete sau accesul la acest parc. Așa cum am zis și repet, prețul se schimbă în weekend, este mult mai piperat, dar este mai convenabil pentru dumneavoastră și mai accesibil pentru toți să veniți în cursul săptămânii, adică de luni până vineri. E foarte minunat acest Aqua Park. La interior văd că sunt și persoane de la fază și securitate, bineînțeles, pentru păstrarea ordinii și liniștii în acest parc și pentru siguranța persoanelor. Așa că nu am să mă apropii prea mult. Practic, dincolo de acest gard, dacă cobor scările, nu am acces mai departe. Așa că accesul se face pe acolo, prin capăt, unde se află și parcarea de mașini. Tocmai de aceea v-am zis că multă lume coboară aici gândindu-se că are acces după aceste scări, însă când ajunge jos se întorc înapoi pentru că realizează că nu au acces în interiorul parcului. Cam așa se prezintă acest Aqua Park, cum spuneam, făcut cât de cât la standarde europene. Bineînțeles, este făcut pe fonduri europene, iar domnul primar a dorit să facă ceva pentru orășenii din Galați. Vedeți și aglomerare mare acolo pe topogan. Sunt persoane de sus cu copii care îmi fac cu mâna. Cu siguranță i-ați văzut și pe cameră. Însă nu vreau să fiu prea insistent asupra filmării persoanelor, pentru că nu sunt chiar atât de importante, să zic, și nu vreau să am probleme, să am vreo reclamație din partea cuiva că este filmat fără accesul acesteia, fără acordul acesteia, pardon. Așadar, cu gândul că vă plac aceste informații și detalii care vi le dau de la fața locului, vă recomand să vă informați foarte bine în ce privește prețul biletelor, pentru că v-am zis că schimbă de la weekend și în cursul săptămânii. Prețurile sunt un pic cam piperate, 60-70 de lei de persoană poate ajunge chiar și în weekend. Sper să vă placă aceste informații. Eu de aici, de la Aqua Park din Galați,
și din curtea turnului de televiziune, ceea ce constituie un punct de interes sau un obiectiv turistic de aici, din Galați. Eu vă zic la revedere, iar noi ne vedem la următoarea locație, care nu știu de unde va fi. Vom vedea cu toții. Sănătate și numai bine!